seara, stimați telespectatori, a mai trecut o săptămână, dar îmi place tare mult că această săptămână ne-a adus atâta soare și căldură. Poate Dumnezeu să moară virusul și ăștia odată să scăpăm de ei. Suntem din nou la domnul doctor Adrian Moscu, medic veterinar. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Bine am revenit la dumneavoastră pe căldură! Da, e mai plăcut acum afară. E mai plăcut acum afară și poate mor virusul și, repet, ce ziceți, s-ar putea? Vedem! Vedem! Experiența e nouă cu COVID-19 și învățăm din mers. Învățăm din mers, asta e, cam neplăcută experiență, dar eu știu, poate o trece și poate o trece cu bine, să dea Dumnezeu pentru toată lumea și poate, cine știe, ne vine și nouă mintea la cap, nu? De trecut o să trecem cu bine, cu siguranță, fără dar și poate, doar că... Doar că mintea nu prea o să ne mai vină la cap, nu? Asta eu vreau să glumesc, stimați telespectatori, ca să nu... Că dacă nu glumim, o luăm razna de tot. Știți că ușor nu ne este. Adică nimănui nu este ușor, mai ales cei care au animale de companie, să ajungem la oile noastre. Mie cel puțin mi-e foarte greu, dar asta este, în continuare le îngrijesc cu tot dragul, le iubesc și mă rog la Dumnezeu să trăiască cât mai mult. Ce ne mai spuneți astăzi, domnule doctor? Păi, dacă tot se apropie sărbătorile, o să discutăm despre mâncare sau despre obezitate ca efect. Da, da, să discutăm. Da? Și obezitatea fiind una dintre cele mai mari probleme la animalele de companie. Și la oameni. Și la oameni. Iar primul pas este recunoașterea ei. De cele mai multe ori, nu știu cum e la oameni, dar în cazul animalelor de companie, proprietarii refuză să accepte că animalele sunt obezi. Primul pas și cel mai greu e să-i convingi că într-adevăr este obez pisicul, cățelul și trebuie făcut ceva în direcția asta. Și de cele mai multe ori aici nu cățelul sau pisica este problema, ci proprietarul. Trebuie învățat ce să-i dea să mănânce, când să-i dea să mănânce și mai ales să dispară bonusurile. Că aici apare marea problemă. Bonusurile? Bonusurile. Adică? Adică stăm la masă și pe sub masă mai dăm cățelului pisici câte ăla ceva. Ăla e bonus, da? Ăla e bonus. Bonusuri multe care se transformă într-o adevărată masă între mese. De ce este o problemă obezitatea? Pentru că determină foarte multe alte afecțiuni. Apare hiper... tensiune, apar probleme cardiace, apar probleme articulare, osteoarticulare și indiferent de medicația primită, de susținerea pe care noi o putem acorda, primul pas este și cel mai important este să slăbească. Acum de diete sunt N, de slăbit, de menținut greutatea sub control, tot felul de nebunii. Dar atâta timp cât nu se respectă dieta întocmai, lucrurile și rezultatele nu vor apare. La căței de talie mare, de exemplu, un cățel obez care are probleme osteoarticulare și dacă mai stă și la etajul 1, în cel mai fericit caz că poate fi și 4 și 6 și așa mai departe, o dificultate în mers, o durere articulară va determina imposibilitatea animalului să se miște. Aici proprietarul va trebui să-l ia în brațe, să-l deplaseze, să-l urce în casă, să-l coboare din casă. Iar asta se întâmplă de 2-3 ori pe zi. Lucrurile sunt extrem de complicate, uneori imposibil de făcut. Dacă ajungem undeva la 40-50 de kilograme de urcat pe scări, nu prea văd sorți de izbândă. Sau poate în primele câteva zile, apoi lucrurile sunt foarte complicate. Plus, după castrare, există o tendință de îngrășare. Dacă noi menținem aceeași dietă în condițiile în care metabolismul se schimbă, cantitatea de hormoni se modifică în organism, automat apare îngrășare. Iar aici, toate lucrurile trebuie stabilite cu medicul veterinar. Adică nu facem o dietă prin înfometare, nu facem o dietă bruscă, lucrurile se desfășoară lent, sub control și mai ales sub controlul cântarului. Da? Trebuie urmărită greutatea și alimentația.
Deci alimentația, alimentația, alimentația dozată, cântărită, cântărită, urmărită. Ca și la oameni, domnule doctor, pentru că ești tentat să mănânci cât mai multe lucruri bune acum de Paște, mai ales că stăm acasă fiecare cu soțul ei sau cu soția lui și cu copiii eventual. O să de gătit tot gătim și o să mâncăm, că altceva n-avem ce face, știți? Te uiți la televizor, te dai jos din pat, mănânci și iar trebuie multă, multă, multă atenție și vorba dumneavoastră, bonusurile de pe sub masă la pisici, chiar și la câine, trebuie total ignorate, nu? Adică nu trebuie să le dăm decât boabele cu care sunt ei obișnuiți. Da, trebuie o dietă, o alimentație corespunzătoare. Trebuie să ținem cont că și senzația de foame are rolul ei în digestie. Da? Să fie la un moment dat foame nu este ceva rău. Sigur, e un semn de sănătate dacă, până la urmă. Și noi, dacă da. Ciugulim tot timpul între mese tot timpul mâncăm altceva, automat aportul este mult prea mare. Acum suntem și într-o situație în care mișcarea este oarecum limitată. Clar, consumul de energie este mult mai mic. Când aportul este foarte mare, automat începe să se depună. Luăm în greutate și de aici toate problemele. Inclusiv în situația actuală, COVID-19, la persoanele obeze, este da. Mult mai grav. Da. Ei, asta se întâmplă, sunt o serie întreagă de afecțiuni secundare obezității. Domnule doctor, pentru că toți suntem aici și pentru că, uite, Paștele și aș vrea să ne spuneți, în zilele de Paște, sperească Dumnezeu, urgențele se pot rezolva la dumneavoastră? În principiu, da. În principiu, da, vor fi câteva zile în care personalul va fi liber, clinica va fi închisă, 2 zile, dacă nu mă înșel, da, va fi închis, dar pentru asta sunt clinicele de urgență care au program non-stop și la care se poate apela. Deci există și așa ceva, da. Bun, în continuare, consultațiile se desfășoară normal la dumneavoastră, mă refer nu zilele de Paște, în general, deci nu este problemă. În general, consultațiile sunt normale, singurile obligatorii programare. Bine, cu programare era și înainte. Foarte important e o ordonanță nouă dată. Accesul în clinică se va face doar dacă proprietarul are mască, altfel, din păcate. Deci fără mască nu se poate intra, de fapt nicăieri nu poți să intri fără mască și e o chestiune de bun simț și de respect și față de cei din jurul tău. Noi de aici ar fi trebuit să începem cu respect, punctualitate înseamnă respect pentru timpul celuilalt, a purta mască înseamnă respect pentru cel de lângă tine, pentru că nu știi, ferească Dumnezeu, ce ai tu în primul rând și ce poți să dai celorlalți, a te spăla pe mâini tot e o formă de respect față de ceilalți, pentru că dacă ești murdar, poți să împrăști o mulțime de virus și altele și altele. Cam asta este. Eu vă doresc să aveți parte de un Paște fericit, să fie liniște, pace, gânduri frumoase și să ne vedem cu bine. Și cu să avem speranță. Și să avem speranță și să ne gândim și unde am greșit, că toți am greșit cu câte ceva. Dar Suntem oameni și Dumnezeu ne iartă cu condiția, știți cum a spus Iisus Hristos, te iert, dar să nu mai faci. Da? Și eu te iert, dar să nu mai faci. Spune-și tu mie la fel. Cu tot dragul, să fie sărbători fericite și mulțumim foarte mult pentru sfaturile pe care ni le dai și pe care ni le dați. Așa și sperăm că săptămâna viitoare o să fie tot cald și bine și frumos și o să ne vedem și noi sănătoși. Și noi sănătoși. Toate cele bune. La revedere. La revedere, stimați telespectatori.